Viața de artist este grea, mai ales dacă vorbim de 4 decenii pe scenă. Wow! Chiar sunt puțini artiștii care au reușit performanța asta. Dar sacrificiile vin și cu un preț. Prețul recuperării. Între cei care au nevoie de așa ceva este și Cristi Minculescu. El și colegii săi au ales un program de recuperare bazat pe verde, odihnă și ozon. Vedem materialul și revenim cu invitatul nostru de astăzi, imediat după. Având în vedere că programul se numește Back to Beginning, clar, ne dorim să fim mai tineri, mai să avem vitalitate mai bună. Cu multă verdeață, să mai slab. Așa, așa. Mai slab? Da. Mai slab, da. Cam mai slab și să putem dormi și să eliminăm alte cărnă roșie și alte cărnuri. În urma unor documentare, ne-a zis și domnul doctor mai demult că uneori e bine să o lăsăm un pic mai moale. Eu am exclus-o definitiv și... Trebuie să căutăm să oxigenăm foarte bine organismul. Și chiar pe asta se bazează programul de recuperare pe care l-au ales cei de la Iris, pe reoxigenarea corpului. Viața nebună de artist poate avea consecințe pe termen lung. La vârsta noastră ne-am uitat în urmă și ne-am dat seama că am abuzat de treaba asta. Și e cum vrea Dumnezeu, dați seama, e cât ai pe măsor. Bunicul m-a murit la 93 de ani. Mâncat carne în prostie, fumat, e de gene, ce gene ai, nu? Corect. Ca să facem o evaluare și să vedem exact fiecare pacient în parte cum ține în organism, cum reține în organism și cum valorifică fiecare vitamină sau fiecare minerală pe care noi o administrăm sau pe care singur o ingeră din mâncare, din alimentație. Că ar trebui să ne culcăm când ne trezim acum, la ora 22. Că uneori ne trezim la ora 22, știi? Viața noastră începe atunci, datorită cântărilor astea, știi? Nu se poate așa ceva, dar în măsura în care ne putem proteja, știi, că te învață și organismul, aia e sfântă cu nevoia, te învață. Dar vrem să eliminăm mâncatul în benzinării la 3 dimineața, la, știi, chestii de-astea ad hoc, care normal că nu fac bine. E clar că ce face rău trebuie eliminat. Cum? Înlocuim cu verde cât mai mult. Asta. Și de unde cumpărați la 3 dimineața verde, că sunt păi tare curioasă? Nu, la se cumpără și la purtător, în mașină. Deci vă vedem de acum înainte cu caserole? Da. Vă vedem cu caserole se după de voi? Chinoa, da. Dar trebuie să lăsăm. O să ne punem aripi în curând. Și ciocdar. Suntem ca niște mașini. O să avem în vedere anul de fabricație și kilometraj și să avem grijă de caroserie și de motori. Programul care te readuce la viață presupune în primul rând terapia cu Prolozon, o tehnică bazată pe oxigenarea corpului. De asemenea, pacienții beneficiază și de 8 ședințe de nutriție, dar și de psihoterapie și de 40 de ședințe de terapie fizică.